În cadrul vizitei la Moscova, președintele moldovean s-a întâlnit cu Patriarhul Moscovei, urmează să participe la o întâlnire neformală a liderilor statelor membre ale CSI și va avea o întâlnire la Gazprom. În luna mai, în cadrul Forumului Economic de la Sankt Petersburg, la care a participat și Igor Dodon, moderatoarea evenimentului l-a întrebat pe premierul Indiei dacă Rusia se implică în campaniile electorale din alte țări. Întrebarea l-a amuzat pe președintele rus. Acesta s-a întors spre Dodon și a spus că răspuns la această întrebare trebuie să ofere Igor Dodon. У Дадона спросите, он знает. În luna octombrie, președintele moldovean a fost la Sochi pentru a participa la ședința Consiliului Șefilor de State Membre ale CSI și la Consiliul Economic Suprem Eurasiatic. În luna noiembrie, Dodon s-a dus din nou la Moscova. El a mulțumit Kremlinului pentru faptul că nu a pedepsit Moldova pentru acțiunile antirusești ale autorităților de la Chișinău. И вопреки провокации правительства и парламентского большинства, то, что Российская Федерация очень взвешена и мудро подошло к этим провокациям, это явные провокации были. Igor Dodon a vizitat și Bruxelles. Acesta a avut întâlniri cu mai mulți oficiali europeni și cu secretarul adjunct al NATO. Aici, acesta a insistat ca oficiul NATO în Moldova să nu fie deschis. În opinia analiștilor politici, în cadrul acelei vizite, Dodon a umilit Moldova. Dacă ne uităm la vizita domnului Dodon la 8 februarie 2017 la statul major al Alianței Nord-Atlantice, asta a fost un act de umilință națională. Când domnul Dodon s-a făcut de rușine personal și a făcut de rușine și Republica Moldova. În luna aprilie, Igor Dodon a mers la Bishkek, unde a participat la ședința Consiliului Economic Suprem Eurasiatic. În luna mai, Igor Dodon s-a aflat mai mult pe drumuri, pe lângă vizitele întreprinse în Rusia, acesta a fost la Istanbul și la Budapesta, iar vara trecută Igor Dodon a fost la Baku, în Belarus, după care, în luna august, a efectuat o vizită la Teheran, unde a participat la ceremonia de inaugurare a președintelui reales. Acolo s-a întâlnit și cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care tocmai fusese declarat persona non grata în Republica Moldova. Gestul Chișinăului l-a iritat pe Dodon, care s-a adresat susținătorilor săi. Fiți de gata atunci când o să vă spun, să fiți la Chișinău, toți. Dar eu simt că lucrul ăsta se apropie. În luna septembrie, Dodon a mers în vizită la Ashgabat la invitația președintelui Turkmenistanului, iar la începutul lunii noiembrie, președintele a fost în Italia. Aici a fost întâmpinat cu scandal de un grup de moldoveni nemulțumiți că șeful statului a refuzat întâlnirea cu diaspora. În schimb, a mers la o slujbă ținută de preoți ruși. Ai jurat pe Constituție, nu pe Prostituție! După ce a revenit din Italia, Dodon a plecat în Armenia. Analiștii politici au remarcat că majoritatea vizitelor efectuate de Igor Dodon timp de un an în afara țării au adus zero rezultate pentru țară.